Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru Crăciun. Profit de această ocazie și vă doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi, să aveți parte de tot binele din lume și să știți că în acest an, cu siguranță, fiecare va primi acel cadou simbolic sau uriaș, da, sau mare, dar aș crede eu că acest Crăciun este despre sufletul nostru. Da? În primele două zile suntem foarte sociabili, vorbim foarte mult, mai mergem pe la vecini în vizită, ne mai vin rude în vizită. Poate alții, știu eu, aveți și drumuri de făcut în perioada asta. Cu siguranță este un Crăciun în care nu o să ne plictisim. A doua zi e puțin ciudată, tensionată, trebuie să fim puțin atenți acolo, pentru că pot apărea discuții în contradictoriu, deci trebuie o mai mare atenție. Seara de 26 decembrie e mai liniștită, așa să zic, e mai spirituală, e mai relaxantă, iar undeva în noaptea de marți spre miercuri, deci 26 spre 27, avem luna plină din rac, lună plină care e destul de puternică din punctul meu de vedere, chiar o să o simțim tot Crăciunul și cu siguranță va da naștere unor emoții uriașe pentru toată lumea. Și aici, uite, este o lună plină în rac, foarte, foarte puternică, da? Care vine la pachet, știți și voi, cu o închidere. Este vorba despre a lăsa poate anul ăsta în urmă. E ca și cum încheiem un conflict, da? Care e de nu știu cât timp. Da? Poate a început prin vară pentru unii sau poate mai de mult. Acum avem ocazia să-l închidem, da? Depinde și de noi. Da? A treia zi de Crăciun e cu o mică mare ceață, aș spune eu, și v-aș recomanda o mai mare atenție pe drumuri, pe discuțiile pe care le aveți cu ceilalți. Și bineînțeles că poate să fie și un moment în care, așa cum ziceam, fiecare primește ceea ce merită. Da? Ceea ce merită. Luna asta plină în rac, să știți că e benefică, da? Saturn este și el implicat pe acolo, deci cu siguranță ceea ce primim chiar este meritat, da? Nu e așa superficial, nu e de aici, de acolo, chiar sunt lucruri pe care trebuie, da, să le onorăm. Sau lucruri pe care trebuie să le acceptăm, că știți cum e, alții poate ați început ceva undeva prin vară și abia acum ajungeți la final, abia acum ajungeți la apogeu. Da? Bun, o să discut pentru fiecare zodie în parte, așa că te invit să asculți și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Nu știu cât de lungă va fi filmarea, pentru că în continuare nu mi-am revenit complet, așa că da, vă invit din nou să aveți răbdare cu mine, vă mulțumesc că ați avut atâta răbdare și că aveți în continuare, iar ca și informații, așa să vă îndulcesc, și eu am un cadou, să zic așa, pe care l-am primit de la Univers, de la Divinitate. Bine, prin oameni, vă dați seama că nu s-a coborât direct un arhanghel și mi l-a dat în mână. Probabil, da, în perioada asta o să-l împărtășesc cu voi. Nu știu exact când, nu vreau să vă spun despre ce este vorba, dar sunt sigură că foarte mulți dintre voi veți fi extraordinar de bucuroși să aflați acest lucru. Da? Vă țin la curent și vă spun despre ce e vorba. Hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, lună plină pentru voi, lună plină care activează axa 4-10. Și acolo e posibil să vă mai eliberați de niște lucruri de prin trecutul vostru. Pot fi responsabilități pe care le mai lăsați deoparte. Poate să fie un moment în care unii berbeci sunteți foarte concentrați pe casă, pe familie. Poate sunteți mai emoționali decât de obicei. Și, de ce nu, poate chiar berbecii născuți la începutul zodiei, voi e posibil să simțiți mult mai intens, da, luna asta plină. Pe de altă parte, vezi tu, este și o perioadă în care știu că ai o foarte mare încredere în tine, doar că ți se cere să încerci să înțelegi și pe ceilalți, să încerci să te pui puțin și în locul lor. Poate să fie un moment în care unii berbeci luați hotărâri destul de importante privind casa, familia, privind viața privată, da? Pot fi și hotărâri importante legate de trecutul tău. De ce nu? Hai să vedem.
5 de bâte, regina de monede. Niște tensiuni aici care apar legate de bani, legate de cadouri, dar poate să fie, știu eu, și un Crăciun pentru tine în care încerci pe cât posibil să-i mulțumești pe toți, încerci să ai grijă de toată lumea, exact ca o mamă. 3 de spade. 3 de spade spune că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva ți se pare ciudat aici. Iar ultima carte, regina de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar poate să fie și un Crăciun în care unii dintre voi intrați în contact cu persoane diferite. Da? Uite, văd aici două femei, nu știu, discuții care pot apărea, poate discuții în contradictoriu, poate pentru unii berbeci să fie și un Crăciun în care vi se cere să vă mai odihniți așa puțin, pentru că nu ar strica. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi luna plină activează axa 3-9. Un moment în care unii Tauri reușiți și închideți ceva. Da? Fie închideți un contract, fie unii în sfârșit aveți acel moment de conștientizare, spuneți, aha, acum în sfârșit am înțeles cum trebuie făcut. Unii Tauri poate aveți niște discuții atunci foarte serioase privind viitorul vostru și bineînțeles că poate să fie și un Crăciun în care foarte mulți Tauri intrați în contact cu mulți oameni și voi socializați, poate alții vă mai vedeți și cu prietenii, dar văd eu aici că unii Tauri aveți ocazia să întâlniți o persoană matură, asumată, cineva care vă poate ghida, cineva care vă poate ajuta pe un anumit demers. Da? Drumuri pe care le faceți, nu știu, plecați undeva sau vă vin persoane în vizită. Sunteți foarte prinși pe partea aceasta, însă cred eu că este o lună plină foarte bună pentru Taur, da? Foarte, foarte bună. Pentru tine este un Crăciun foarte bun, în special în relația cu prietenii, în relația cu oamenii din jurul tău. E ca și cum se întâmplă mici, mari minuni, se întâmplă lucruri frumoase care, zic eu, te ajută, da? Te ajută. Poate relația cu partenerul în sfârșit se clarifică și vă dați și voi seama dacă lucrurile trebuie să meargă mai departe sau nu. Hai să vedem ce zice și tarotul. 7 de cupe, 7 de monede. Na. Foarte multă spiritualitate, dragi Tauri, în acest Crăciun pentru voi. Este și un moment aici în care aveți tot felul de gânduri, aveți tot felul de oportunități, dar unii Tauri văd că vă concentrați foarte mult pe bani sau așteptați niște bani, poate aveți niște așteptări de la cineva. Apoi avem regina de spade, o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar poate să fie și un Crăciun în care lucrurile încep cu siguranță să se clarifice pentru Tauri dintr-un anumit punct de vedere. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești, deci poate să fie și un moment în care, dragi Tauri, începeți să vedeți o situație cu alți ochi. Dacă până acum credeați voi că, nu știu, o persoană e rea, uite, acum aflați că e bună. Atenție puțin pe acte, zic eu, și atenție puțin pe sănătate, dragi Tauri. Da? Pentru unii pot apărea mici, mari blocaje, pot apărea, nu știu, momente în care e ca și cum conștientizați și spuneți, băi, ce rău am ales în trecut sau ce naiv am fost atunci, uite de fapt cum stau lucrurile. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, fie sunteți foarte energici, fie sunteți ceva mai, cum să spun, dar nu vă supărați pe mine, că e valabil și pentru mine și eu am ascendent pe gemeni. Mai agresiv, da? Mai dornici de aventură, mai direcție, așa. Dragi gemeni, pentru voi luna plină activează axa 2-8 și Saturn e implicat și el acolo, prietenul vostru. O lună plină care, uite, îți poate aduce bani, îți poate aduce cadouri, dar este o lună plină care te poate trezi la realitate privind valoarea pe care tu o ai. Da? Valoarea pe care o ai tu. Cât valorezi tu ca om? Este vorba și despre un proiect important care se termină. Poate este vorba despre un moment în care unii gemeni vă dați seama ce contează cu adevărat și ce nu. Și ce nu. E un moment în care e ca și cum nu prea mai înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Fie se întâmplă mici, mari minuni, fie lucrurile o iau razna.
Și, pe de altă parte, vezi că există o foarte mare predispoziție pentru tine spre a rupe o relație sau spre a lua niște decizii radicale. Da? Ai mai vrut tu să faci asta, nu ți-a ieșit povestea, așa cum, uite, reanalizezi, revii asupra situației și cu siguranță lucrurile se rezolvă. Da. Hai să vedem, dragi gemeni. Puteți să primiți bani, dați bani, vă apreciați, nu știu, vă duceți, vă distrați undeva anume, vă simțiți bine. Cu siguranță mulți gemeni o să vă puneți așa în centrul atenției sau o să fiți în centrul atenției, fie că vă place, fie că nu. 5 de monede, regina de spade. Nu știu, poate sănătatea, știu eu, sunt răceli în perioada asta. Dar 5 de monede poate să însemne și un moment de abandon, mai ales cu regina de spade. E un moment în care spui, gata, calc pe inimă, eu am încercat, atât s-a putut, la revedere. Un moment în care ești foarte clar în ceea ce vrei, doar că, vezi tu, e posibil să fii și ceva mai pretențios. Acum, nu e nimic rău în asta, că Saturn acolo vrea să mai pună niște limite, că nu poți să accepti orice de la oricine, că, na, părerea mea, tu acum faci cum vrei. 7 de monede. Aștepți niște bani, dar dacă aștepți niște bani, uite, să știi că pot veni. Este și un moment așa în care mulți gemeni vă uitați spre trecut și spuneți, uite, cât am lucrat, cât am cheltuit, cât am pus deoparte, cât de mult mi-am pus sufletul aici, uite unde s-a ajuns. Ultima carte, Spânzuratul. Spânzuratul ăsta vorbește despre o legătură cu zodia Pești, dar și despre un oarecare blocaj pe care poți să-l simți. Da? E o surpriză pe care o ai tu, în legătură cu un contract, în legătură cu o relație. Dar e ceva ce te bucură, zic eu. Și într-o așteptare, dar se cam termină așteptarea asta. Zodia Rac. Dragi raci, primele 2 zile de Crăciun, nu știu cât de multă energie aveți, poate sunteți mai liniștiți, vreți să stați mai tăcuți acolo, voi cu voi, însă poate să fie și un Crăciun, uite, cu luna asta plină în zodia ta, în care să ai foarte multe emoții, să întâmple niște evenimente prin care să conștientizezi tu așa cam care e treaba cu relațiile tale, relația cu partenerul, relația cu tatăl, relația cu șefii, relația cu oamenii din jurul tău, la modul general vorbind. Da? Pot fi niște discuții serioase care au loc acolo, bineînțeles, însă cred eu că toată povestea poate avea legătură și cu plăcerile tale, cu iubirea, cu un copil, persoana iubită, poate o colaborare, cine știe. Foarte mulți raci luați decizii importante în perioada aceea și, adică în perioada Crăciunului, chiar dacă sunt decizii la nivel emoțional sau la nivel teoretic. Pentru că este o perioadă așa în care teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica. Da? Una ți-ai propus, alta se întâmplă. Ți-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate și pe muncă spre finalul Crăciunului. Da? Ți-am mai spus, nu încerca să le faci tu pe toate, că mai ai oameni prin jurul tău, nu trăiești pusnic. Da? Ah, bun, hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Bine, poate să apară și iubirea pentru rac de Crăciun, să știți. Șase de spade, șase de bâte. O bucurie pentru tine. Este o bucurie legată de un drum, un drum pe care îl faci undeva sau cineva care face un drum către tine. Mai poți să primești vești de la cineva care se află la distanță. 6 de monede, 6, 6 și iar 6, măcar ultima carte e nouă. Mult echilibru, da? Mult echilibru. 6 de monede înseamnă un cadou pe care îl primești, un cadou pe care îl oferi cuiva, bani care apar. Ultima carte, 9 de spade. Ești puțin cam stresat aici, poate de la luna plină e toată povestea, deci încearcă să te odihnești. 9 de spade este și acel moment în care îți faci prea multe gânduri. Fără o bază solidă, pentru că eu văd aici succes, văd aici bucurie pentru tine. Zodia Leu. Dragi lei,
Primele două zile de Crăciun sunteți zmei, da? Toată lumea e a voastră și vă întâlniți cu rudele, mergeți la concerte, sunteți prinși pe tot felul de activități. Însă, vedeți voi, e luna asta plină în rac, care vă recomandă odihnă și care poate să închidă o perioadă de 6 luni de zile, deci ceva de prin vară care a început, se închide ceva. Da? Poate are legătură cu munca, poate are legătură cu trecutul tău. E un moment în care spui gata, uite, las trecutul în urmă. Alții poate aveți nevoie de niște momente așa de pauză, aș spune eu. Dar, vedeți voi, pot fi și niște mici mari tensiuni acolo legate de niște bani, de un copil, de o afacere, o colaborare. E ceva care vă ia prin surprindere total și pur și simplu, dar nu știți cum să reacționați. Este un moment bun de eliberare pentru voi, luna asta plină, pentru că dacă vă eliberați de trecut, dacă acceptați să renunțați la ceva, dacă acceptați o pierdere, dacă acceptați niște limite, vă spuneam eu, e ok, punctul norocului e pe cariera voastră, deși puteți să ieșiți bine din poveste, puteți, că acum depinde și de fiecare ce face. Poate mai apar niște discuții în relația cu partenerul de viață, în relația cu un copil, poate într-o colaborare se reiau niște discuții acolo. Însă, dragilei, v-aș recomanda pe o mai mare atenție pe distracții în perioada asta. E ok, distrați-vă, simțiți-vă bine, dar luați și vă și odihniți. Asta e important și învățați limitele. Da? Fiecare om are limitele sale. Este o lună plină care, repet, te ajută să te eliberezi, e o lecție, e ceva, poate a început ceva cu jumătate de an și acum se finalizează povestea. Ia să vedem pentru Leu. Dar în general să știi că pentru tine lucrurile sunt ceva mai bune, da? Sunt ceva mai bune, reușești să dai la pace, reușești să rezolvi ceva. Asul de monede, 8 de bâte, 8 de bâte, uite, o dovadă palpabilă pe care o primești, un cadou, multe cuvinte frumoase de apreciere, de laudă, multă pasiune pentru unii lei. Apoi avem aici cavalerul de bâte, deci ești pus pe distracție, ești pus pe pasiune, poate chiar cucerești pe cineva sau cine știe, poate te vezi cu persoana iubită, văd un moment pasional. 4 de spade, uite, relaxare. Până la urmă reușește, relaxezi, te simți bine, dar foarte mulți lei cu siguranță o să conștientizați că trebuie să luați o hotărâre în viața voastră. Da? Sunteți mai tăcuți așa, da? Începând cu a doua zi de Crăciun. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, sunteți în centrul atenției, sunteți șef de sărbătorile astea. Sunteți șef sau aveți responsabilități pe care este nevoie să le onorați cu prezență. Da? Că sunt responsabilități din casă, din familie, că alții lucrați, că știu eu, sunteți părinți, depinde de fiecare. Deja din a doua zi de Crăciun, atenția e pe viitor, pe prieteni, pe grupuri mari de oameni, vrei să socializezi, să faci planuri, ești prins acolo pe tot felul de lucruri. Și bineînțeles, dragi fecioare, că pentru voi luna asta plină activează axa 5-11 și Saturn este și el implicat. Cu siguranță o relație se va schimba. Este vorba despre relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Poate este vorba despre o discuție importantă care are loc acolo. Da? Despre un moment în care puteți să și cunoașteți pe cineva, uite, da, puteți să și cunoașteți pe cineva. Însă, pe de altă parte, tare tind eu să cred că trecutul va ajunge din urmă pe voi, din punct de vedere emoțional și cam începeți să vă dați seama ce vă trebuie și ce nu vă trebuie în viața voastră. Poate să fie și un moment de mic mare haos privind relația cu rudele, relația cu oamenii din jurul tău. Poate este bine să accepți și tu o schimbare, pentru că luna asta plină cu siguranță îți mai schimbă așa planurile de viitor. Da? Cu siguranță.
Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie să știți voi. E o lună plină bună. Bună. Poate în urma unui drum să iau niște decizii în legătură cu partenerul. 4 de bâte. Uite, o petrecere aici. Luna. Da, e un moment în care parcă vrei să petreci așa tu cu sufletul tău, da? Sau tu mai izolat. Poate intri în contact cu mai multe femei. Cine știe. Apoi avem Eremitul, care este cartea ta și este un moment în care vrei să stai mai mult singur, mai mult tu cu tine. Poate să fie și un moment de maximă înțelepciune pentru fecioară, în care începeți să vedeți lucrurile mult mai bine. Judecata este ceva ce tu ai așteptat foarte mult și care acum se întâmplă. Poate așteptai niște rude ca să-ți vină în vizită, poate așteptai un răspuns important. Unii aveți o discuție clarificatoare cu o persoană. Iar ultima carte pentru tine, 7 de monede. Se pare că te uiți așa spre trecut, te uiți spre bani. Unii poate așteptați niște bani sau știu eu, poate sunteți într-un moment în care depănați niște amintiri aici împreună cu niște persoane, dragi vouă. Discutați despre ce a fost odată, ce n-a fost. Zodia Balanță. Dragi balanțe, primele două zile de Crăciun și voi sunteți mei, aveți încredere în voi, aveți intuiție, vedeți lucrurile de la un nivel mult mai înalt și totuși pentru voi luna asta plină activează axa 40. E și Saturn pe acolo implicat și vedeți voi, toată luna asta plină pentru voi poate avea legătură și cu bani. Da? Bani pe care îi dați, bani pe care îi primiți. E ceva ce se finalizează acolo pentru voi, ceva important. Fie este vorba despre relația cu partenerul, o relație de la muncă, relația cu oamenii din jurul vostru. Este un moment în care vă dați și voi seama că fie este nevoie să împărțiți bine partea privată de partea profesională, să nu le amestecați. Fie pentru alții poate să fie un moment în care vă simțiți apreciați, vă simțiți bine sau reușiți să finalizați ceva important, doar că toată povestea asta vine și cu un sacrificiu la pachet și vezi tu, norocul e pe casa banilor și acum e pe casa eliminărilor. Mai mult aș spune că norocul vine prin a da niște bani, da? Sau norocul vine prin planul spiritual. Da? Poate e un noroc acolo pe care îl ai printr-o bancă, pe o moștenire, un partaj, ceva, da? Pot avea loc astfel de discuții, nu e neapărat nevoie să se pună și în practică, deși este o astfel de perioadă. Pe de altă parte, vezi tu, trebuie să fii atent, da? Sărbătorile astea, mai ales a doua, a treia zi, chiar după, da? Până de Revelion, mare atenție pe condus, mare atenție pe drumuri, pe ceea ce spui, pe eventualele conflicte care pot apărea la muncă. Vezi că ele n-au așa ceva foarte clar, e ca și cum te arunci în necunoscut. Și bineînțeles că este și o perioadă în care unii acceptați un final, acceptați o închidere. Na, dacă vă vedeți cu rudele, evitați tensiunile pe acolo. Dar balanțele care vă știți prin relații care nu mai funcționează și stați acolo doar de dragul de a sta, dacă e dificil să o luați de la zero sau e dificil să riscați, acum na, nu e neapărat cu scandal, dar poate să fie și cu oarecare suferință. Da? Sau cu o pierdere emoțională. Luna diavolului. Dragi balanțe, o legătură cu zodia Capricorn, zodia Pești. Ia fiți voi atenți aici la o femeie sau la femeile din jurul vostru în general în perioada asta. Multă teamă văd aici, poate e ceva legat de casă, familie, o sumă de bani, un grup de oameni. 4 de bâte, uite, o bucurie, o mică petrecere pentru tine. Apoi 7 de monede, ia uite, deci niște bani pe care îi aștepți sau poate să fie și un moment în care îți faci un inventar, vezi exact câți bani mai ai, vezi
pe ce anume trebuie să mai dai bani, pe ce, mă rog, ce trebuie să mai cheltui. E un final aici care apare. E un final care poate inițial ție nu-ți place sau ți se pare apăsător, dar să știi că este eliberator. Ți-am zis, norocul pentru tine chiar pe acolo e. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, primele două zile de Crăciun sunt mai tensionate, e mai ciudat pe acolo, se mai întâmplă lucruri, nu știu, mai sunteți provocați. Dar discutăm și despre luna plină din Rac. Da? Deja de-a doua zi de Crăciun spre seară, deja intrăm în niște energii mult mai puternice. Luna plină din Rac activează axa 3-9 și este un moment în care foarte mulți scorpioni o să vă dați seama, da, până unde puteți să mergeți. O să vă dați seama cam care e treaba cu ideile voastre. Da? Poate aveți drumuri de făcut, poate aveți discuții importante cu un copil, persoană iubită. Este un moment în care puteți să vă găsiți și echilibru, dar depinde și de voi, da, să vă deschideți. Poate aveți drumuri de făcut, alții aveți discuții importante, poate alții învățați, dar tot aș crede eu că luna asta plină poate să îți ofere curajul necesar de a lua niște decizii pentru sufletelul tău. Norocul din toată povestea asta vine din partea celorlalți sau norocul vine printr-o relație. Tot pentru tine, uite, norocul poate să vină pe un proces, pe zona clienților, știi, casa celorlalți. Este și o perioadă în care fie ești provocat, dacă este să discutăm de aprecierea pe care o primești din partea celorlalți, e ca și cum vrei mai multă, fie este un moment în care mai pot apărea cheltuieli și aici trebuie să fii puțin atent pe bani, trebuie să fii puțin atent pe relația cu un copil, vezi și tu cât cheltui, vezi cât timp îți aloci acolo, mai existi și tu. Saturn acolo vrea să-ți arate că e important copilul pe care l-ai, e important partenerul, e importantă relația, dar ești important și tu. Da? Hai să vedem, dragi scorpioni, ce spune tarotul pentru voi. Trei de cupe, puterea, o legătură cu zodia Leu. Uite, e o petrecere aici, poate o întâlnire pasională pentru unii scorpioni. Pentru alții poate să fie și un moment în care țintiți foarte sus. Vreți să vă impuneți, vreți să aveți parte de atenție, de admirație. 10 de cupe, casa și familia se pare că sunt foarte importante pentru tine, dar poate să fie vorba și despre un Crăciun în care ești mult mai liniștit. Ultima carte, lumea, foarte frumos, o bucurie mare pentru tine care vine din străinătate. Poate faci o călătorie îndepărtată, poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită, dar pentru alții văd ca un fel de închidere karmică, de eliberare extrem de frumoasă pentru voi. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi, în primul rând, primele două zile, da, sunteți prinși. Toată lumea vă sună, toată lumea vă dă mesaje, aveți foarte multe lucruri de rezolvat și interesant este că din a doua zi de Crăciun, cumva seara, deja vi se aglomerează programul sau deja treceți într-o energie mult mai puternică în care vă e complicat așa să vă să vă stăpâniți emoțiile. Luna plină activează axa 2-8, care este o axa banilor pentru voi și aici este un moment în care unii închideți ceva, fie mergeți și vă cumpărați ceva, fie aveți o cheltuială, fie primiți niște cadouri sau aveți niște discuții acolo foarte interesante privind o casă, un teren, o investiție, o bancă. Nu zic acum că vă duceți de Crăciun la bancă, dar poate aveți discuții, da, prin casă, vă vin idei, știu eu ce faceți. Pentru că sunteți într-o perioadă în care aveți foarte multă energie. Da? Voi trebuie să fiți atenți Crăciunul ăsta și chiar după câteva zile pe ceea ce vorbiți. Da? Voi sunteți acolo sincer, dornici să explorați, să vedeți care e adevărul, dar știți cum, adevărul mai și doare. Și cam despre asta e luna asta plină. Cumva trebuie să acceptați și voi un sfârșit.
Pentru unii poate să fie un moment de trezire spirituală sau un moment de conștientizare foarte profund. Dar, oricum ar fi, închiderea asta, eliberarea asta, te va ajuta foarte mult atât pe muncă cât și pe sănătate. Da? Chiar este o perioadă în care unii o să vă dați seama așa cam cât valorează munca voastră, cam cât valorați voi ca om, de ce nu? Aș spune eu că e ca un sacrificiu acolo care apare. Da? Știi chestia aia când arunci ce e rău din casă și după aia se eliberează și miroase frumos și te simți mai bine și ai loc să îți iei altceva nou. Cam așa și la voi. Trei de cupe, pajul de cupe. O bucurie mică aici, uite, legată de un copil, de persoana iubită. Noi emoții pe care le ai. Vești bune care apar. Șase de spade. Șase de spade înseamnă un drum pe care îl faci către cineva sau cineva care face un drum către tine. Apoi avem aici regina de spade, ok, o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar regina de spade vorbește despre un moment în care lucrurile sunt mult mai clare pentru tine. Poate este un moment în care mergi undeva să primești un sfat, să îți clarifice cineva mintea. Pentru că da, e un moment în care să știi că vei fi și puțin cam instabil din punct de vedere emoțional. Da? Cel puțin spre final de Crăciun. De asta spun eu că e bine să accepți ce se întâmplă. Acceptă și lasă lucrurile așa, nu insista. Că toate sunt cu un rost, chiar dacă acum nu le vedem noi foarte clar. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi, primele două zile, nu știu, sunteți prinși pe treabă, dar nici de Crăciun nu stați liniștiți. Bine, râdem, glumim. Acum unii poate aveți treabă prin casă sau faceți chestii dintre astea banale, dar relaxați. Poate vă vedeți cu rudele. De marți începeți să simțiți și voi așa undele cu tremurului în ghilimele, da? Metaforic vorbind, Doamne ferește să fie vreo ceva. Începeți să simțiți și voi oarecare agitație. Marți puțin atenție pe sănătate, aș vrea să aveți, și pe viața voastră privată, da? Încercați să vă vedeți puțin limitele și voi. Iar luna asta plină, bineînțeles, activează axa 1-7 și este vorba despre o închidere a unei relații. Fie tu iei decizia, fie persoana respectivă ea, dar nu aș merge neapărat să se închide relația de tot, cât mai degrabă e vorba de schimbarea unor planuri de viitor. Ai zis cu partenerul, uite, ne mutăm în ianuarie împreună și acum vă schimbați planurile, spui gata, ne mutăm în martie sau nu ne mai mutăm. Pentru unii pot fi și momente bune în care puteți să conștientizați cu adevărat ce vă doriți de la o relație și să tratați lucrurile ca atare. Dar cu siguranță în preajma lunii pline o să vă sune telefonul în continuu și toată lumea o să vrea să vorbească cu voi. Să vă ceară sfaturi, să îi ajutați, să îi ghidați. Toate bune și frumoase, e ok, doar că nu uitați să vă odihniți. Da? Marte e pe unde e, Mercur la fel, adică vi se cere odihnă, vi se cere să mai stați puțin așa voi cu voi. Și pentru Capricorn aș recomanda o oarecare atenție pe drumuri, da? Respectă legea, nu te aventura, să ai toate actele la tine și așa mai departe. Discuții pe care le vei avea și care te vor surprinde enorm, enorm, enorm de bun. Cinci de monede, turnul, cavalerul de spade, ce faceți, dragi Capricorni? Mari surpriză pe care le aveți aici privind niște bani, privind abandonul unei persoane, privind o problemă de sănătate. Poate să fie vorba și despre o problemă financiară, dar și despre un fel de trezire spirituală aș mai merge eu cu turnul aici. Da, e un moment în care e ca și cum te-ai baza pe cineva și acum te trezești că omul ăla din senin așa dispare. Ultima carte, 4 de cupe. E, așa cum ziceam, poate ți se recomandă odihnă pentru că nu vezi lucrurile foarte clar, oricum ți se apasă butoane în perioada asta, oricum ești mai subiectiv. Odihna e sfântă pentru tine în perioada asta, dar
Oricum ar fi, surprizele pe care le vei avea, vezi că pot ține și de un nou loc, o nouă casă, o nouă situație, o nouă persoană. Da, poate să apară cineva nou care să-ți dea planurile peste cap. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, primele două zile sunteți puși pe distracție. În relația cu un copil, cu persoana iubită, aveți chef să vă distrați, să vă relaxați, toate bune și frumoase. E, de a doua zi de Crăciun deja încep micile mari tensiuni. Poate te îngrijorezi pentru cineva, poate ai niște discuții acolo ciudate. Doar că vezi tu, luna asta plină activează axa 6-12 și este un moment în care unii vărsători poate reușiți să finalizați ceva ce v-ați propus. Poate după sărbători, că ea se produce în noaptea de 26 spre 27, dar nu este neapărat nevoie să se întâmple ceva în noaptea aia, dar se poate întâmpla după, că la cât de puternică e, orice e posibil. Poate e un moment în care unii vărsători luați hotărâre așa în sufletul vostru și spuneți, băi, uite, păi cât am câștigat anul ăsta, uite, se merită să rămân aici la locul de muncă, dar parcă aș cere o avansare. Da? Sau din contra, primești niște vești cum că vei avansa din ianuarie sau că îți crește salariul, nu știu, se întâmplă lucruri. Pe de altă parte, este un moment în care unii o să conștientizați faptul că e bine să fiți puțin atenți și pe rutina zilnică, pentru că aia e foarte importantă. Da? Dacă vrei să faci schimbări mari în viață, trebuie să începi cu rutina zilnică și după aia cu schimbările uriașe de cum arăt, cum mă îmbrac și cum mai știu eu ce. Da? Sunt bune și astea, dar hai să începem cum îi place lui Saturn. Pe de altă parte, e o lună plină bună pentru tine, să știi, care îți poate aduce și multă stabilitate din punct de vedere emoțional. Deși, repet, odihna ți este recomandată, evită discuțiile cu prietenii, evită să împrumuți bani și vezi că pot apărea acolo niște discuții de la bani cu prietenii sau cu oamenii din jurul tău. O mai mare atenție și pe ce te-aș mai ruga să fii atent? Pe tranzacțiile astea online. Da? Vezi ce faci. Vezi ce faci acolo. Uite, partenerul tău poate să ia o hotărâre importantă în perioada asta sau poate trece printr-o perioadă în care poate nu se simte bine sau o perioadă în care e în concediu, e mai retras. Știu eu. Marea preoteasă Steaua, deci aveți multe arcane majore, de niște secrete pe care le afli sau este un moment de conștientizare pentru vărsător. Poate niște vești care apar legate de internet, legate de zona străinătății, 5 de bâte și ești puțin agitat aici, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva ți se pare destul de ciudat. Împăratul, ultima carte, o legătură cu Zodia Berbec, dar împăratul vorbește și despre o hotărâre pe care tu o iei sau despre o atitudine foarte fermă pe care tu o vei avea. Uite, o legătură cu Zodia Taur. Poate să fie un moment în care unii vărsători începeți să vă asumați mai bine rolul de părinte, da? O persoană aici puțin cu este o persoană cu autoritate asupra ta. Sau poate să fie vorba despre o persoană care e mai rigidă. Da, e mai rigidă. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi, primele două zile de Crăciun, vedeți că atenția e pe casă, pe familie, pe trecut, sunteți acolo prinși, doar că de-a doua zi de Crăciun deja lucrurile încep puțin să devină mai tensionate și pentru voi. Poate să fie un moment bun pentru pești în care începeți să vedeți lucrurile altfel, dar luna asta plină în rac e bună pentru voi. În primul rând activează axa 5-11 și Saturn, care e în zodia ta, e și el implicat. Și e implicat într-un mod benefic. Este un moment în care mulți pești veți conștientiza ce e iubirea.
care e treaba cu relația cu copiii, relația cu partenerii de afaceri, relația cu persoana iubită. Acolo fie voi luați hotărâri importante, fie ceilalți au. Acum, pentru unii pești e ca și cum, nu știu, vă vine copilul de undeva din străinătate sau vă duceți voi undeva. Poate aveți niște discuții așa mai intense cu partenerul de viață, copilul vostru și de acolo, da, puteți să trageți niște concluzii foarte, foarte frumoase. Atenție mare pentru voi în preajma sărbătorilor, v-am mai spus de atâtea ori și în toate previziunile posibile pe care le-am făcut, pe relația cu autoritățile, adică relația cu șefii, cu tatăl, cu partenerul și în special pe chestiuni de genul legal, adică indiferent ce faceți, încercați să respectați legea pentru că nu-i de joacă, da? Pentru voi. Dacă respectați legea, dacă stați liniștiți, nu se întâmplă mare lucru și mare atenție ce ce spuneți în spațiul public, da? Ce afirmați. Este și o perioadă bună pentru tine în care, uite, găsești prietenii necesari, găsești oamenii necesari care îți sunt alături, care te ghidează, care te ajută și asta este absolut fantastic, da? Ia să vedem, dragi pești. 9 de spade, regele de monede. O legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie și un Crăciun în care ești puțin stresat aici privind partea materială a lucrurilor, dar poate să fie și un moment în care ți se cere să ai încredere într-o persoană din jurul tău. 2 de cupe. 2 de cupe. Uite, o întâlnire cu o persoană dragăție, poate o nouă persoană care apare în viața ta, o întâlnire cu un prieten sau o discuție sinceră de la suflet la suflet. Ultima carte pentru tine, Pajul de spade. Ești curios. Vrei să știi tot ce mișcă. Cineva e foarte curios în legătură cu tine. Dar sensul cu treaba asta, cu curiozitatea, eu n-am nimic împotrivă, dar trebuie să fii puțin atent. Da? Poate, nu știu, pregătești o surpriză cuiva. Posibil și acest lucru. Vrei să cumperi un cadou sau poate aștepți un cadou și nu poți să mai stai acolo liniștit până îl primești, că ești curios. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru acest Crăciun. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă urez în continuare sărbători binecuvântate alături de cei dragi și stați aproape că mai apar filmări, nu știu când și cum, dacă reușesc să mai fac ceva bine, dacă nu la fel de bine, nu știu, dar stați aproape, oricum surprize vă pregătesc. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături, vă doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi.